Dar. Bună, bună seara, bună seara, prieteni, avem aici pe Alin. Bună seara! Bună seara! Bucătarul șef! Ce faci, Mia? Ce ai mai pregătit astăzi? Astăzi n-am pregătit nimic, pentru că am avut treabă. La Severin, am văzut la piață. Mă bucur, până acum Alin este refuzător. Am văzut după Dragavei. De cine ai venit? Leușean, după Leușean. Da, după salată. Leușean. Ioane! Mai încep. Și în primul rând ar trebui să ne ocupăm de dentist. Am fost să facem și noi radiografiile, că nu mai putem de dureri de dinți. Uite medicul acolo. Nu vă sponsorizare la mobil. Da, domnul doctor trebuia să... Vezi să nu scoate el măsala de minte ăsta, că nu prea cum a făcut. Alo, 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 dulșeră, chebachiși. Da, e pe cale bucală. Aolo, pe cale bucală, Ștefan! Nu, 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 voi! Nu, nu, Ștefan pe cale bucală umblă. Nu, 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 voi, voi! Eu chiar am pe cale! Cum are cunoscut un aici, de față pe cale? Nu mai bate în masă, că miști imagine. E vorba de... Păi am pe cale cunoscut tot. Cu cătă pe o parte, cu alea alea. Nu, nu. Ia, mă. Cătă e una. L-am mâncat pe cătă, nu poate să vorbim. Doctor, doctor, chirurg, iată. Păi, Ioni, tu-l pupui pe ăsta în cioc. În cioc, în cioc. Răzi, pasăre, mă, cum să-l pupui. Păi, în cioc, mă. Spate, e bine. Nu bani, mă. Acest copil a fost astăzi la limite. La nu știu că oftalmologie, la oftalmologie și am scos la nu, nu la oftalmolog. Da. Oftalmologul mi-a extras măselele. Nu, oftalmolog, e vorba. Dă-mă și mie șervețel de acolo, nu filmează bine camera asta. Partea mandibulei, partea mandibulară. Atât. Nu. Mandibulă. Gata, stai jos, David. Dar ai văzut ce ți-a făcut stica seară? Anume. Că a vorbit de tine de un vlog? Anume. Ce n-ai zis? Te-ai făcut praf. De ce? Nu știu. Ce ai zis nu poți să reproduc. Bravo. Cu un lac cuvinte. O să-ți arăt să vezi. Am treabă. Te-a distrus. Ionica, te duci mamă să-mi ieși nouă pâine. Uite, mamă, mi-a zis. Păi din mâna asta. De la mami tău. Dar de ce te uite cum ține lingerie intimă, până sus la coaste? Așa l-a învățat Ștefan. Așa l-a învățat. Băi, Ștefan, e. Ești câine. Băi, haleales sau Ștefanul? Haleales. Haleatul. Te grațiu Ștefan numai pe melodia din TikTok-ul ăla. Dica, doar jucă. Cum a descoperit stai că tu această nenorocire că omul pleca la Timișoara? Bă! El pleca la Timișoara! Bă, trebuie să scap pantalonul de pe tine! Bă, iarăși scoase alea din filmare! Spune-i să că iarăși s-o arată țigarea în filmare. Da. Ce-a venit, du-te afară să... La mine a arătat un tot vlog. Ioane, du-te și aprinde, te rog. Hai, 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 ia! Uită. Ia! Bă, și în pat! Ia! Nu vine să crezi! Nu vine să crezi și în pat! Iarate! Nu mă mai fac! Iarate! Lasă vină, lasă vină, lasă cu ce limbi de la pâine! Lasă vină, Doamne! Arată-i lui maică mea! Arată-i care credea băia cu minte! Lasă vină, tu te vă mai așa! Eu până nu mă pot vină, da? Nu-ți arată-i lui maică! Doamne, nu-mi vine să cred, Aline, ce face omul tău. Du-te-mă, bă, bodyguardul tău. Bă, nu e omul vostru acum. Nu mai e, gata. Mă, ce o să mai audi ce vorbește. Se mută înapoi de unde a venit, la voi. Cum a zis, că da, să vă aduc eu o mașină de lemn din partea mea. Da. Am înghețat de frig după mașina aia de lemn. Așa mi-a zis mie unul vorba așa. Da, știi? Un om. De-al nostru. Arată-i lui maica. Uite-te și tu la Ion în pat cu ăla. Uite-te, bă, doamne, uite-te, doamne. Uite-mă, Aline, cu cine stăteai în apartament. Doamne, Aline, era în pericol. Bă, nu știam așa ceva. Vrezi că ai să ai pipă ta și dacă 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 spune lumea ea să aibă grijă cu pipă ta. Spune-i, pipota mea e sigilată.
Mielă, dacă eu îl las pe bucătarul, m-am gândit eu să mai pleacă și el cu voie. Da, duci ia și la peretele ăla. Dai grijă de el să-i dai numai pipote și cu frică ți-ai de porcan să mănâncă. Dacă ăsta e regimul, o să-i cumpăr de la alimentară. Și vezi să-i cumpăr și de el, cum îi zice, creier de maimuță. Chiar de la mâncă. A, ok. Creier de maimuță. Da. Ăla îl găsim... Am mâncat toată noaptea să vezi cum făcea ca Tarzan în pata sa. Da. Și la 8, și la 9, și la 7, 10 și la 11. Da. Nu, mamă, că sunt grașe. Da. Și lui Pipo, de ăștia bio să mănâncă. Sau pipotele lui Ion. Ieră, dacă are poftă de pipotă, știi tu, de da. Care îi sară pipota. Păi da, o să mergem la pipotele, mă rog. Mergem la metru undeva și luăm un box. Da, și în fiecare zi... Pipo. Da. Băgăm frumos la frigider, la condiționare. Da, el mănâncă pipote și sara. Când doarme, e un castronaj de pipote lângă nopieră. Din viață până și seara, 3 mese regulate pe zi. Lângă nopieră? Da, pe nopieră. Așa. Da. Dar nu mai avem pipote eu... și nu mai sunt niciun oraș și le dăm pe alea lui Ion. Eu de acum încolo lucrez la Penny, dacă treceți. La Penny. Deci mai stai așa să suntem aici în stare de șoc. Dar și Alin cu țigară și el. Ah, păi hai că revenim atunci. Ia uitați, prieteni, aici tigaia se sfârie în lanț aici în șatră. Da, pentru Alin, pipote și ficăței și carne de curcă. Deci pentru Alin. A, ficățele. Ficățele. Și pipote. Ficățele. Ficățele fără ofi. Păi dar ce? Ficățele. Numai ofi știe să le pregătească. Eu nu știu, uite ficățele, le puneam prăjit aici. O sunăm pe ofi, că ea știe cu ficățele. Dar poate are ea un secret gustului. Cheamă-o și pe ea. Aline, cheamă-o și pe ofi, poate are un secret. Vrei să-ți facă ea? O contactă. Nu, la stigaie aici, așa și pe ofi. Mi-am văzut, am făcut ton. Pe bune. Nu, Ștefan. Nu, lui Stapu. Asta nu mânca pește. Băi, am făcut... Care pește, mă, prieten, bucătarul tău o să ceartă cu Alin de același pește? Cu Ion. Da, cu Ion. I-a mâncat peștele, ia uitați. A mâncat peștele. Și era cu un saramură. Și l-ai primit să știu de la Miaela, vezi? Dar nu ia cu frucurița cu ceva. Direct acolo, cu mânuța. Da. Cu mânuța lui. Cu gheruța. Da. Că băi acolo acum. Da. Și bine, Ioni, tu suc. Doamne, doamne. Și miroase așa bere. Da, le parul. Le paprina. Să-mi pădesc aici. Ia, spasul de ahia. Eu nu beau cola, uite. Copilul ăsta bea cola. Le paprina. Îl avem aici pe Alin cu ficăței. Ce? Ce? Hai în coastă punem. Direct de la sursă, din tigaie. De la sursă. Da, o pipotele cu ficăței de curcă. Și cu tine, n-am... Nu poți să-ți mi-e. Și la bucă la slargă! Da, da. Sucă-te mama, așa la fel. Sucă-te bunica. Sucă-te sucă mătușica ta. Probabil îl dăm pe Alin, nu pe mine. Nu știu cum să le zic. Eu ca bucătar specialist. Care bucătar, mă? Ștefan, specialist. Nu, nu. Auzi, maică mea, cu Ștefan, specialist, auzi. Deci, prieteni, în seara asta au fost dezvăluiri șocante pe canalul lui Alin. Nu-mi vine să cred. Da, prieteni, dacă vreți să aflați pe canalul lui bucătarul lui Leo Leonardo, lui Alin, să vedeți ce dezvăluie Ion, nu ne vine să credem din gura lui ce poate să scoate Ion, ce vorbește.
Tocan. El s-a îndrăgostit de un băiat. Așa suține Ion și eu acum, dacă o fi așa. Deci, așa e, bă, că... cum mi se pare mie, Aline, nu cumva Ștefan a lăsat-o pe doamna Andreea pentru... Dar s-a făcut sau nu? S-a făcut o fiertă. Wow. O fiertă foarte mult. Ce? Ioane, gata! Mă încet! Da, mă încet! Gata și tu, Alex. Ce faci? Nu așa. Cu cine vorbești mie pe afară? Să nu ai și tu, domnul Ștefan, să vorbești cu mine. Uite, gata, vine Mihaela, stai cu minte. Mia, pune-l rog. Care-i palma? Ăla, nu? Ăla, ăla. În față la Ioan. David, Mia, ce faceți? Ioane, Aline, dacă mai desez o propoziție incomodată... Ce părere e bucătare de mâncare asta puternică? De unde e găina asta? Găina? Cât? De la Tismare, de la biserică, de acolo. Aha. Sau e de la Nebebiță, știi pe Nebebiță? Această găină a venit de la Tismare. Aha, plasma ta. Vezi care e curcanul? Bă, vine ușa. Auzi, că-ți dă curcanul pe plasma. Au, rău, mai omorât cu tună. Nu, nu mânci. Ia praf de ăla care se pune. Vezi că e un spray care paralizează tot. 10 ori 10. Am pățit la 10. 10 ori 10, pățit la 10. Nu știu. O mimă. Vezi, aici nu cu asta, asta caută pe care s-a dat. Ioane, gata. Dă și eu faptul de mine. Gata, Ioan. Hai, că ești băiat cu minte, gata. Copiii, gata. Sol. Sol major. Ce face Alibaba? Teorema lui Pitagora abonau. Abonau. Oh, oleu. Nu știu dacă o băgat. O băgat usturoi, ha? Creve, o băgat usturoi aici. Cred că o pus. Spune-mi, Ane, ce înseamnă teorema lui Pitagora? Spune-mi, Ane, ce înseamnă teorema lui Pitagora? Sunt incompetenți pentru a